Pepenii verzi de origine autohtonă au început să fie vânduți în piețele din țară. De diverse mărimi și soiuri atrag ochii oamenilor, care afirmă că stau la îndoială dacă se cumpere sau nu. Pepenele verde prezintă o cultură importantă, economic și foarte apreciată de consumatori, datorită gustului echilibrat, dulce, fin și plăcut, având o pondere însemnată între fructele consumate în stare proaspătă. În raionul Glodeni, pepenele verde se cultivă în toate localitățile raionului. Mai multe detalii aflați în continuare. Agricultorii spun că pentru cultivarea cu succes a carbuzului sunt indicate terenul nisipul lutoase, adăpostite de vânturi. Cultivarea pepenului verde nu necesită investiții mari, iar procesul tehnologic de cultivare a carbuzului este simplu. Este o cultură deosebită, care este necesară pe masa fiecărui cetățean a țării, a raionului, a comunității. La noi, în raion, practic în fiecare gospodărie, deci gospodăriile mici, sau mai bine zis gospodăriile țărănești, se ocupă cu aceasta și clar lucru și gospodăriile mai mari, care au și ei suprafețe clar neînsemnate pentru necesitățile deci a populației, a lucrătorilor, ca să provizioneze cu această cultură, care este necesar. Vreau să spun că el este convenabil să crește această cultură, fiindcă dă și un profit, dar în legătură cu aceea, că din an în an noi avem deci scăderea deci a populației Republicii Moldova, noi vedem că și puterea de cumpărare nu este așa cum ar fi trebuit să fie. Cu o mare capacitate de păstrare, circa 30 de zile, pepenele verde prezintă o bună rezistență la transport. Aceștia pot fi transportanți la distanțe mari, mai nordic, unde lipsa de fructe se face foarte căutată. În raionul Glodeni, gospodăriile țărănești cultivă pepenii verzi pentru uz intern, pe o suprafață de circa 30 de hectare. Suntem aici la o suprafață de un hectar de pepene verde, care este semănată, deci pur semința se pune în pământ, deci fără deci chimicale, deci este făcută prașa deci manual, ce ne permite ca să căpătăm o producție ecologică pură, ca într-adevăr oamenii noștri se simte normal, adică să n-aibă probleme deci, de sănătate. Sunt o parte din agricultori, deci fermieri mici care cresc această semință în serie, deci ca să aibă deci prima producție mai devreme, atunci este și prețul concomitent mai înalt, dar și sinecostul, clar, lucru ca ei crește, fiindcă știm foarte bine că încălzirea acestor serii asta necesită niște cheltuieli adăugătoare. Harbuzul obținut poate fi comercializat direct în câmp sau depozitat pentru o perioadă de timp și comercializarea la prețuri mai avantajoase. Menționăm că recolta la un hectar este de aproximativ de la 12 până la 35 de tone, în dependență de perioada de vegetație, soi și condiții climaterice.